Domnul este scurba de binecuvântare pentru cei 50 de ani. După aceea va urma un moment în care vei primi din partea Casei Ajutorului și Loc, din partea primăriei și a noastră apropiatului, pentru o mică atenție. Nu o recompensă, nu este nimic, nu poate compensa ceea ce dumneavoastră a sătut pentru acest popor, pentru această țară, pentru acest neam, până acum. Dar este, va fi un semn care îți vă de aici tăria de a mai sta încă 50 de ani împreună. Pentru toate orașe și satele, pentru cei și credințe vezuiesc,
de acum, ale vecilor robilor săi, și cu îndurare să iubiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru că Iisus se împarte de la mulțumirea noastră, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care le-a primit de la El, și ca o tămâie cu bun miros și ca lapte de tot bine primită, să fie Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Din Sfânta Evanghelie de la Sfânt Evanghelist Marcu citire, acel jurământ cum că veți păzi legătura dragului și a unui din unii dintre dumneavoastră, curată, dreaptă și cum să vă abate pe unul și altul de la datorii pe care le aveți. Vedeți, dumneavoastră, este așezată ziua sărbătorii celor cu experiență, nu spun bătrâni, toamnă. De ce oară? Fiindcă este, toamna este anotimpul culegerii roadelor. Dumneavoastră sunteți cei care sunteți sărbătoriți toamna, pentru că vă culegeți roadele muncii vieții dumneavoastră de 50 de ani în urmă. Și câte roade ați reușit să aduceți pe această lume și de care vă mândriți, dar mai ales cu care aceste roade se mândresc că vă au. Că vă au pe dumneavoastră și pot să vă spună,
să rug mâna tată, să rug mâna mamă, să rug mâna bunică, să rug mâna bunică. Sper, sper că mai spun și astfel de lucru. Totodată, cum spuneam la început, este trist pentru o realitate pe care o trăiesc oamenii. Atât timp cât sunt utili, sunt căutați, sunt băgați în seamă, sunt cercetați. Dar când nu mai sunt în acele posturi, în acele funcții, în acele locuri, de unde cineva putea sau avea de unde să profite, de unde să tragă un folos, nu mai sunt oamenii căutați. Mi-a fost dat să trăiesc cu dramă a unei realități pe care mi-a mărturisit-o un părinte ajuns la vârsta dumneavoastră. Și anume, părinte, când eram în funcție, era foarte căutat. După ce nu mai am funcția, nu mai sunt, am ieșit la pensie, nici măcar nu mi-aduc aminte dacă m-am născut. Fiindcă nu mai sună nimeni, nu mai caută nimeni. Chiar și copiii care au plecat și că au zis, le căutau ce costați de oameni. Având atâtea griji pe cap, au uitat că a fost ziua mea. Și nici ei nu m-au sunat. N-am nevoie la tinerețe, noi avem nevoie de toate și avem plan. La vârsta maturității, la vârsta experienței pe care o aveți dumneavoastră, mai aveți nevoie de multe lucruri, ci doar să vă deschidă ușa cei dragi. Sau cei care v-au cunoscut și vă cunosc. Sau vă recunosc. De toate aceste lucruri spun că trăiește societatea morală. Și din păcate, în ziua de azi, din ce în ce mai mult, această diferență față de vârsta dumneavoastră se accentuează. Diferența societății, mă refer. De aceste lăudate și în același timp de prețuit faptul că mai sunt oameni, mai sunt instituții care vă acordă atenția pe care o meritați și iată acum sunteți împreună aici, așa cum acum 50 de ani erați împreună pentru a vă depune jurământ că veți deveni și ați deveni o familie de nădejde a societății și mai ales că veți lupta să fiți cea mai fericită familie din lume. Și sigur, fiecare dintre voastre ați fost cei mai fericiți. Fiindcă ați fost împreună și v-ați întors acolo unde, de fiecare dată, vă regăseați și vă simțeați acasă. La soție, la soț, și la copii, și la nepoți. Fie ca Domnul Dumnezeu să vă dea puterea să treceți peste toate dificultățile și greutățile pe care le trăiește societatea, dar pe care, din păcate, pe unii dumneavoastră apasă cel mai mult. Și recunoștință și în același timp cuvânt de laudă pentru cei care s-au gândit și au organizat această întâlnire a dumneavoastră și sărbătoarea dumneavoastră, casei autor reciproc Elena Cruz Apărlat prin Consiliul de Administrație, în special prin domnul președinte Nicolae Mihai, primăriei Apărlat, Consiliul Local prin domnul primar Dumitru Boroș și, nu în ultimul rând, dragii mei, copiilor și nepoților care m-au însoțit. Sincer, mă bucur când văd că nu sunteți singuri. Că nu sunteți lăsați de unii singuri să vă sărbătoriți ceea ce v-a unit. Dragostea, înțelegerea, armonia și credința. Fie ca Bunul Dumnezeu să vă dea putere să treceți în continuare peste toate aceste neajunsuri ale vieții și mai ales, dragii mei, să știți că am avut și această șansă să merg și să vină să facă cineva câteva perechi cu România
La 75 de ani, eu vă aștept să știți. Și împreună cu aceiași nași, împreună cu aceiași organizatori, și de ce nu împreună cu cei care vor înțelege cu dumneavoastră ați fost și rămâneți temelia societății pe care noi ne bazăm astăzi. Dumneavoastră, repet, lucrul acesta de fiecare dată, vă datorăm că România este ceea ce, ce mai este din ea. Dumneavoastră sunt cei care ați pus piața cea mai solidă la temelia acestei nații și acestei societăți. Tuturor sănătate, bucurie, binecuvântare, sfânt și ajutor, să trăiți cu mult și bine cu stația alături de tot cei dragi. Amin. Primul rând, țin să vă spun la mulți ani dumneavoastră sărbătoriților. Țin să vă fericiți că ați acceptat invitația noastră să participați la acest frumos eveniment care se intitulează Nunta de Aur. Și în al doilea rând, o contribuție la realizarea Nunții de Aur. Oare și Episcopia Bușilor, prin protopopia Cumbărlan, implicată în mod de părinte de protopop. Dumneavoastră știți că n-au voie să-l aude, dar eu am voie să-l aud. Am văzut să-i dau cuvântul domnului primar, dar știți că domnul primar m-a rugat să iau cuvântul și dumneavoastră trebuie să stai după o încurzire. Deci Nunta de Aur, după cum știți toți, este a 50-a aniversare a căsătoriei. Simbolul acestei aniversări este unul din cele mai valoroase și mai scumpe metale. Aur. Aurul reprezintă ceva care se obține dintr-o muncă asiduă și foarte grea. O căsătorie de 50 de ani este o mare valoare care s-a format de-a lungul anilor prin muncă grea. Oamenii care trăiesc împreună de o jumătate de secol și-au dovedit dragostea, respectul, încrederea devotamentul reciproc. Căsătoria este un legământ sfânt. Iubirea, o dăruire reciprocă și necondiționată. Căsnicia, binecuvântarea dată de Dumnezeu. Cu bucurie, respect, prețuire și emoție, Asociația Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor Elena Cuza Vârlar a reușit, după 2 ani de pauză, din motive independente de voința noastră și evidente, pe care toți le știți, să reluăm această serbare a Nunții de Aur a membrilor săi din municipiul Vârlar și din cele 28 de sucursale ale asociației. Am hotărât prin Consiliul Director ca acest eveniment să participe și acele familii care au împlinit 50 de ani în anul 2020 și în anul 2021 și inclusiv anul 2022. Asociația noastră se sărbătorește în acest an peste 150 de familii care au împlinit sau mai împlinit 50 de ani de la căsătorie. Prin aniversarea Nunții de Aur și al Tainei Căsniciei, sărbăm însă și familia și neamul nostru românesc. Căsătoria este însă și taina dragului, dar și a bucuriei roditoare, ea fiind totodată o celebrare a copiilor și nepoților noștri, roadele căsătoriei noastre. Mariajul înseamnă înainte de toate asumarea totală, curaj, statornicie, fidelitate și sinceritate. Dar cel mai mult, zic eu, răbdare, înțelegere, milă și îngăduință pentru celălalt. Spirit de jertfă și credință vie. Din acest motiv, ne înclinăm cu respect în fața dumneavoastră pentru toți cei care au împlinit și ați împlinit 50 de ani de căsătorie. Dragostea dumneavoastră față de noi ne dă speranță și curaj.
pentru că reprezentați un model și un ideal spre care perpetuum tinde. Acesta este motivul pentru care asociația noastră așa își asumă, să zicem, nu obligată, așa, să, sau comisiune mai bine, zis, ca și în anii următori să organizăm această nouă întâlneală împreună cu Primăria Brăzat și Episcopia Pușului. Am fericirea și bucuria, chiar dacă avem și Cârcoraș între noi, că noi din 2010 sărbătorim Nota de Aur. Din 2010 și până în prezent am sărbătorit 1259 de cupluri, 1259 de căsnicii, 1259 de familii care și-au atins menirea. De aceea eu vă zic, în numele meu personal, al Consiliului Director și al personalului angajat al casei, la mulți ani, dorim-vă în continuare căsnicie fericită, plină de pace și de împlinire. Chemăm cu smerenie pe Dumnezeu a vă binecuvânta și a vă îndeplini dorințele spre un bun folos și necetat a vă conduce către mântuire și viața cea veșnică. Felicitări și Dumnezeu să vă binecuvânteze! La mulți ani! Care și un cuvânt scris pregătit. Atunci, trebuie să aibă în fiecare. Dragi cernici părinți, domnul președinte al cea revedul la trasă domnilor și doamnelor. În cuvânt astăzi vreau să vă mulțumesc, dar să fie posibilitatea să spun câteva cuvinte legat de acest moment important din viața dumneavoastră. Așa după cum știm fiecare, viața așa cum a fost lăsată de Dumnezeu, are momente frumoase și mai puțin frumoase, fericite și mai puțin fericite, momente cu multe rezultate bune în viață, dar și cu potipe. Dar atâta putere, cu potiteri, cu probleme, ce este interesant în viața dumneavoastră, este că dumneavoastră, întotdeauna ați găsit soluții la problemele vieții. Ați găsit rezolvări la problemele vieții și ați găsit și resortul de a merge mai departe, împreună. Pentru că au fost situații în viață, cunoaște și dumneavoastră probabil, când anumite cuvânt au dat un necaz, au găsit soluția și au mers mai departe despărțiți. Dumneavoastră sunteți oamenii de lângă noi, adevărate modele de viață și spun acest lucru pentru că trăim vremuri interesante când căsătoria ca instituție este tot mai des la data. Prezența dumneavoastră astăzi în biserică, la 50 de ani de căsătorie, dovedește încă o dată că există dragoste, că există iubire și că ceea ce s-a fundamentat pe iubire este practic. Dumnezeu să vă rămâne cu Dumnezeu, să vă dea sănătate, să vă respectați și să vă iubiți așa cum a să vă Dumnezeu și să ne întâlnim mulți ani de acum înainte. La mulți ani dumneavoastră dumneavoastră, pentru că cu certitudine sunt în municipiul nostru și oameni care nu au făcut alături de noi. La mulți ani dumneavoastră. Dragii mei, vă transmit un cuvânt de binecuvântare și în același timp de mângâiere bărbătare din partea Casiului Ignatie, care a avut dragostea și intenția să vină aici, a dat din faptul că astăzi este începutul ședinței Sfântului Sinod, a trebuit să fie prezent la Cluj. De aceea, din partea Casiului sale, vă
adresăm acest cuvânt de mântuire și de bărbătare și binecuvântare. Și încă o dată urăm tuturor mulți binecuvântați ani, să trăiți la mulți ani. Adam Gheorghe și Bogdan. Am rugat la dumneavoastră. Cu facuri uriașe
ci costuri imense pentru simpla supraviețuire. De aceea, trebuie să ne mobilizăm pentru membrii noștri și pentru atragerea de noi membri la lunile care se anunță extrem de dificile. Să fim alături de ei cu împrumuturi avantajoase, cu dobânzi decente, pentru că ei au mare nevoie de noi, de noi, ultima lor speranță. Nu sunt cuvinte mari. Aceasta este realitatea cu care trăim, în care doar omenia noastră ne-a mai rămas. Vă mulțumesc, dragi seniori, că sunteți alături de noi, de marea familie Omenia și vă urez cu multă prețuire și din toată inima un mare la mulți ani. Președintele Federației Naționale Omenia, de la Fărbă de România, este un mulțumesc de mică vedere. Mulțumesc! Foarte mare îi dau cuvântul primarul nostru drag, cel mai frumos primar, că l-am avut vreodată în Bălaj, domnul avocat Dumitru Băuroș, care să vă transmit un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Și am fost întrebat astăzi din Parcul Eminescu dacă se mai organizează pe 2 octombrie primăria. Primăria face astăzi cu noi ziua de 1 octombrie și nota de aur, care am observat-o cu toții și cu membrii tații și nemembrii și cu cei de la sucursale Vilța și Barca și Zoreni. Așa că pe 3 octombrie, dacă vreți să ne vedeți cu noi să ne pupați, nu vă așteptăm la cea repede. Ce la primărie? Bună seara, oameni dragi! La ceas aniversar vă urez multă sănătate, împliniri și bucurie alături de cei dragi. Prietenul meu drag, domnul președinte Mihai Nicolae, m-a luat așa din gol. Hai, hai, hai! Fără să spună că aici ar fi ceva când am plecat noi de la biserică. Dar câteva cuvinte pot să vă spun. Ne bucurăm, sau vă bucurați și dumneavoastră și noi alături de dumneavoastră, că suntem împreună. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate. Sunteți un exemplu pentru noi și pentru toate generațiile în care vor veni. Sunt timpuri interesante, să spunem așa, sau timpuri complicate, astăzi, când familia este atât de contestată, iar dumneavoastră sunteți un exemplu pentru noi, toți cei care sărbătoriți 50 de ani de la căsătorie sau nunta de aur. Vă urez la mulți ani încă o dată, vă felicit pe cei prezenți și pe cei care nu sunt prezenți, pentru că sunt multe familii în orașul nostru și în comunele învecinate, care de vari motive nu au ajuns aici. Să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu, să vă dea sănătate și să ne întâlnim cu drag în anii care vor veni. Mulți-mi trăiască, mulți-mi trăiască, la mulți ani. Mulți-mi trăiască, mulți-mi trăiască, la mulți ani. La mulți ani, viață lungă să vă dea Bunul Dumnezeu, multă sănătate și petrecere frumoasă! Surpriză oferită de nepotul meu, Cosma Cristian.
invit în scenă pe intervenții principali a acestui ansamblu folcloric, Vlad Radinski și Denisa Hărcaș. Bună seara, vă spunem și noi. Ne bucurăm să ne aflăm în mijlocul dumneavoastră în această seară minunată. Sunteți mulți și la mulți ani. Să fiți sănătoși. Să apucați și următorii 50 de ani împreună. Să vă mulțumim frumos!
trei frați. Frații Mereuță. Adică ai un băiat și două surori. Sunt copiii părintele Mereuță de la Florin. Nu știu dacă ați văzut, sunt niște copii minunați care au fost alături din CRP în toate activitățile noastre, atât pe plan local, cât și în Ardeal și în special la Reghen. Vă rog să ascultați, o să vă încânte cu muzică de suflet și ne amintește de copilăria noastră și din ceea ce este românesc. Să poftească frații Mereuță! Ai flăcorile primele, ale dreptul ca să intre cu tățul arca. Obicei ești babușie, vila moșii și strămoșii mei distrat. Pădăciunii frunde stângă, frica o munte, urbura arcului calmat. Asta e meciula mea și-o prunt, sigur la pilonii cei ai păstrat. Părcăciuna pe-amule vin și la casă și la nuntă și la ori. Cumpăra tine astea de vin, oște mică și păstrată și urmă la noi. Părcăciunii pe frunte stătunea, plicau nuntă pe curbura arcului calma. Asta e peciula mea și-o mor să fii la pitori cei mi-ați păstrat. Unii zic sunt la peciula jos din cap scurind adesea când sciza. Toate voi soțurile să mă pune ca să mă dau din m-am integrat. Dar băi cine la mine nu te vezi, nu mi-ai mai bine la căciula mea cu tine ca asta din căciula mea, căia mea și lui a ta din obicei ca-și păstrat. Și nu crede să se rugă, dar pe lume să se uite și-o vedea. Să viare necoiată, al cuscuri și căciula originalea mea. Căciunii pe frunte stătunea, e ca un rând de cânt, cărbura arcului calma. Asta e căciula mea, e a mea și e a ta, e obicei de mi-aș păstra. Oh,
60 de ani de activitate în slujba folclorului românesc și în special a celui moldovenesc, o frumoasă plachetă care să vă aducă aminte de noi în anii în care vor urma. Tot din partea bălătinilor și un frumos așa aranjament floral și cu toată dragostea noastră. La mulți ani, multă sănătate și numai bine! La mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. La trăiască, la mulți ani trăiască. Să trăiască!